Două echipe din județul Suceava, Dornavatra Dornei și Adistal Interconti Suceava, au luptat weekendul trecut la Iași alături de alte 16 formații din Moldova pentru calificarea la turneul final al Campionatului Național de Minifotbal, care se va derula la Arad în intervalul 3-5 iulie. Ambele grupări au început bine competiția și au trecut cu bine de faza grupelor după următoarele rezultate. Adistal Interconti Suceava, Coriolan Bacău 5-0, Autodriver Iași Dornavatra Dornei 2-2 și 3-2 după lovituri de departaj, Adistal Adistar Interconti Suceava, Arena Bariera Galați 3 la 3 și 4 la 5 după lovituri de departajare. Dorna Vatra Dornei, Victoria Unistil Vaslui 5 la 0. Adistal Interconti Suceava, Moldocor Piatra Neamț 3 la 2. Dorna Vatra Dornei, Sanoron Focșani 4 la 0. Dacă adistal Interconti s-a oprit în sferturi fiind învinsă cu scorul de 4 la 2 de autodriver Iași, Dorna Vatra Dornei și-a continuat parcursul de excepție, izbutind să se încoroneze câștigătoarea competiției. Formația pregătită de Dan Grigorean și Cristin Grigorean a trecut în sferturi cu 2 la 0 de Deep Serp Focșani, după care au obținut bilete pentru mare finală în urma succesului cu 3 la 1 în urma loviturilor de departajare în fața celor de la Autodriver Iași. În ultimul act, dornenii s-au impus tot la loteria penaltiurilor în dauna echipei Eon Iași cu scorul de 3 la 2. Această performanță a fost posibilă ca urmare a asocierii pe care Ionica Spânache și Remus Cârlan, artizanii minifotbalului din Vatra Dornei, au inițiat-o cu firma Design Construct din Brașov, ceea ce a făcut ca cei mai buni jucători din Ardeal să ajungă să evolueze pentru gruparea suceveană. Iată cum se prezintă lotul echipei Dorna Vatra Dornei, care a obținut calificarea la turneul final. Radu Burciu, Cosmin Crăciun, Eusebio Iacob, Liviu Oprea, Dragoș Popescu, Răzvan Radu, Bogdan Rădulescu, Robert Sala, Liviu Șerban, Stelian Slabu, Ciprian Ursu și Toma Vincente. Antrenori, Dan Grigorean și Cristin Grigorean.